Bună, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne plimbăm prin cel mai mare cartier chinezesc din Japonia. Sunt foarte entuziasmată pentru că nu am mai intrat până acum într-un cartier chinezesc și deja am ochit ceva clădiri mai diferite, miroase a mâncare, o să fie o zi tare faină. Soarele e destul de puternic, dar asta nu o să ne oprească, o să ne plimbăm și o să ne distrăm și o să explorăm. Uitați ce de clădiri colorate, avem roșu, avem galben, peste tot sunt așa, unde te uiți dai de clădiri cât mai colorate și cât mai împopoționate. Feelings got ignored. Now I keep acting out loud. Cam așa arată un magazin cu suveniruri și văd că au multe produse cu panda, șepci cu panda, plușuri cu panda, măști cu panda, ba chiar ai și un mini joc aici de unde poți prinde un mini panda. Uite o altă clădire frumoasă din lemn și cu roșu. Este un restaurant, dar îmi plac că toate clădirile sunt așa într-un alt stil. N-am mai văzut până acum. Ne-a oprit cineva în fața unui restaurant și ne-a oferit un cupon de 20% și par foarte prietenoși, foarte vorbăreți, ca să venim dacă vrem rezervare. Hai să intrăm pe strada Hong Kong, un alt pasaj aici. E o străduță îngustă cu multe magazine cu mâncare de stradă. Avem înghețată aici și snack-uri, gustări. Ce de magazine, am trecut pe lângă 100 de restaurante pe puțin până acum și o să ne fie tare greu să ne alegem unde să ne oprim să mâncăm de prânz. Ia uite și aici, miroase atât de bine. Eu sunt cu mâncarea. Și vedeți că arată diferit față de ce ați văzut până acum în Japonia. Totul este mult mai colorat și le place roșu. Hai că ne întoarcem până la urmă, ieșim de pe strada Hong Kong pentru că pare a fi o stradă doar cu restaurante. O să venim aici un pic mai târziu. Vedeți că deja că mor de cald, trebuie să intrăm într-un magazin cu aer condiționat și poate găsim și un magazin cu suveniruri. Vreau să mă uit la ceva costume tradiționale chinezești și la diferite produse tradiționale de aici. Dacă tot suntem aici, pot să-mi bag nasul și pot să descoper produse noi, nu? Am zis eu că nu mai fac shopping, dar uite că acum trebuie să fac shopping. Și asta este strada cu magazine și tarabe și pe aici o să ne pierdem puțin din timp. Trebuie să căutăm ceva de băut pentru că este foarte cald. Așa arată magazinul de afară pentru că vi l-am arătat din lateral. Ai snack-uri, chiar e un magazin cu un vibe așa retro. Mie îmi place. Asta mică e deja un pic cam obosită de la soare. Nu o să putem să stăm pe afară pentru prea mult timp. Până acum asta este strada mea preferată și vreau să mergem până în capăt de tot. Restaurante, restaurante și iar restaurante. Și sunt foarte multe restaurante cu mănânci cât poți la 1000 de ieni sau ceva de genul. Uite aici 1000 de ieni, am văzut undeva 1500, aici
am mai văzut la 2000, adică prețurile diferă, o să trebuiască să ne uităm la review-uri pe internet, nu o să intrăm așa pur și simplu, de mâncare de stradă, al restaurant, încă un pic și ieșim de pe strada mea preferată. Am crezut că o să dăm și peste ceva magazine cu suveniruri, dar nu, sunt doar restaurante. Am găsit măști din bumbac, așa arată, au și pentru copii, sunt tare faine, diferite modele, caut ceva mai înflorat. Ia să vedem. Așa, asta-i drăguțul. Nu au chiar așa feminine, sunt mai serioase, mai de băieți. Uite, cu animal print. Am căutam și eu o mască cu animal print, dar nu vreau pe gri, aș vrea pe maro. Uite, și pentru copii cu ham-ham și pe roz, tot cu ham-ham. Așa, acolo au cu Elsa, mami. Opa, a găsit Mira ceva. Vrei o mască cu Elsa? Da. Vrei să cumpere asta? Cu Ana tu. Care o vrei? Cu Elsa sau cu Ana? Nu știu. Când se gândește Mira, mai așteptăm un pic. Și uite, avem poster cu Bruce Lee. Aș putea să iau lui tata un poster cu Bruce Lee. Uite, o idee bună. Au și ceva sucajan și costume. Ah, au figurine cu Bruce Lee. Stați că m-am entuziasmat. Bruce Lee, peste tot Bruce Lee. Figurine, așa. Breloc cu Bruce Lee. Pix cu Bruce Lee. Da, pe pentru tata o să iau. A, mască cu Bruce Lee. Uai, cât de tare! Au pune și hainuțe pentru animale și încălțări tradiționale și bluze. Uite așa, asta este masca pe care mi-o voi lua cu acest print tradițional chinezesc și Mira și-a luat cu Ana. Am mai luat o mască pentru tatăl meu și vreau să ajung să mă uit un pic acolo în spate la niște suveniruri și la niște figurine cu Bruce Lee. Sunt cea mai fericită pentru că am dat peste suveniruri cu Bruce Lee toată copilăria mea. M-am uitat la filmele lui, cred că nu e film să nu-l fi văzut cu Bruce Lee și am cumpărat ceva drăguț pentru tatăl meu. Acum ne mai plimbăm, vrem să ajungem la un templu. Sunt două temple aici, iar unul dintre ele are o istorie de 160 de ani. Și ce am uitat eu să vă zic este că acest cartier are o istorie foarte lungă, fiind aici de peste 150 de ani. Nici mie nu mi-a venit să cred când am auzit, dar în momentul de față nu mai locuiesc foarte mulți oameni aici, doar 3.000-4.000. În rest este mai mult un loc pentru turiști. Peste tot unde te uiți, dai peste clădiri colorate, cu acoperișul auriu. Sperăm să găsim templul. Ia uite, alt restaurant, iar miroase bine. Și aici avem un alt magazin de suveniruri. Să cules din satin cu aceste motive chinezești, minunate. Dar uite, ăsta pe Baby Blue îmi place la nebunie. Și nu e scump, e 600 de ieni. Asta chiar îmi place mult și e cum se poartă acum, pentru că o vezi peste tot. Pe roz sau pe mov? Ce să-mi roz. Iau? Roz? Eu zic mov. Mov, nu? Mov. Da, asta chiar îmi place. Au și pe verde, și pe auriu, și pe albastru. Ia uite așa, albastru frumos. Da, auriu cu roz. Și verde. Roz. Ce să-mi iau, albastru? Lui taică îi place mai mult albastru ăsta decât mov. Nu știu, pe care să o luăm. Ia zi, Mira, ajută-mă. Mov sau albastru? Îmi place culoarea mov. Îți place culoarea mov? Și mie îmi place culoarea mov. Nu prea am eu haine albastre. Mov-ul o să-mi fie mai ușor să-l asortez. Cred că o iau pe asta, pe mov. Chiar îmi place asta, mult. Asta, nu? Asta. Iată, a decis Mira pentru mine, nu mai am scăpare. Semne de carte. Eu mi-am ales două genți aici. Sunt destul de încărcată. Mi-am luat pe mov și pe roz culorile mele principale din ultima perioadă. Mira, mai găsit niște gentuțe aici. Da, și mie îmi place. Și eu fac la fel cu mânuța. Sunt toată un zâmbet pentru că am ieșit cu punga plină. Mi-am luat câteva produse din materiale satinate cu motive chinezești. Sunt absolut superbe, abia aștept să vi le arăt. Și se pare că s-a pitit și soarele, putem să ne plimbăm puțin în pace. E puțin mai acceptabil afară. Ce de rochi frumoase, iubesc aceste printuri și aceste texturi. Tot la mov trag. Și îmi plac rochile tradiționale pentru că au tăieturi pe ambele părți. Foarte interesant, nu? Uite și asta pe gri.
Asta pe gri cu albastru e chiar purtabilă în viața de zi cu zi. Sau la o petrecere de seară o poți lua. Și aici și varianta scurtă. Astea chiar pot fi și de zi. Uite ce print frumos. Sau așa pe negru și nu sunt foarte sclipicioase. Și am dat peste un magazin japonez cu yukata, evantaie și diferite produse japoneze, șosete. Geanta asta îmi place la nebunie. Cred că este făcută din poliester, dar folosește o tehnică japoneză pentru a-i da această textură. Tehnica se numește shibori. Și de obicei această tehnică se face pe mătase. O poți întâlni și în kimonouri, pe diferite eșarfe. Chiar îmi place această geantă. Doesn't get more chiffonant than this. Da, nu se șifonează mai tare de atât. Și e un material moale, îmi place și culoarea, e bună și pentru shopping. Și din ce o încarci mai tare, din aia se întinde mai mult. A găsit Mira un băz de masaj și nu știe cum să-l folosească. Ne încearcă acolo. Așa, mami, da, vezi că ai descoperit? Mami. În continuare încercăm să ajungem la templu. Nu ne-am pus pe Google Maps pentru că te bucuri mai tare dacă ajungi la destinație fără să pui pe hartă. Și plimbându-te, descoperi locuri noi. Eu sunt destul de încărcată, dar rezist. Asta mică, cam transpirat. O să trebuiască să ne oprim să mai bem ceva. Nu prea au vendomate pe aici. Asta așa ca o mică paranteză. Nu am văzut vendomate până acum. Ah, a găsit iubitul meu un vendomat cu un dragon. Wow, ia stai să-l vedeți și voi. Vendomatul dragon, eu vreau apă. Apă, că nu mai pot. Avem și Coca-Cola limitată în Yokohama. Și ce de mai sunt? Toate sunt cu dragoni. Dragoni aurii, dragoni roșii. Ce mă bucur, vedeți că mă plângeam eu că n-am văzut vendomate. Și am ajuns la templu. Nici n-am văzut așa templu până acum. Pentru mine este pentru prima dată. Și m-a impresionat tare mult să văd un templu atât de colorat. Din păcate avem o construcție fix lângă. Să mă întorc, să-l vedeți mai bine. De fapt ar trebui să întorc toată camera, nu? Vreau în primul rând să vă uitați la aceste detalii de pe scări. Iar apoi urcăm și avem poarta. O poartă roșie, cu auriu, cu galben, cu albastru. Este foarte frumoasă și plină de detalii. Și hai să mergem după Mira. Ce-ai văzut, mami? O muscă mare. A văzut Mira o muscă mare. Și am intrat. Așa arată templul. Vedeți că și dragonii sunt diferiți față de dragonii japonezi. Structura, arhitectura e foarte diferită de arhitectura templelor pe care le-am vizitat până acum. Și îmi place că e foarte colorat. Pare foarte royal. Și din partea asta putem vedea mai bine poarta și curtea templului, dragonii. Recunosc că acest templu m-a lăsat fără cuvinte. Uitați-vă la toate aceste detalii. Acest cartier are 4 porți principale, plus alte câteva porți mici. Asta este o poartă mică și în continuare avem peste tot restaurante. Îmi place la nebunie dragonul ăsta, trebuie să citesc mai multe despre el. Uitați-vă la fața lui. Am găsit un alt magazin cu suveniruri. Taiga a găsit un purceluș norocos, un purceluș auriu. Ce urât ești, ce urât face! Le avem și pe domnul Panda care dansează și cântă aici. Bună! Bună! A, uite ce pălărie drăguță, măi! Cu Panda! Asta e drăguță tare! Panda has super long. A, da, Panda cu dita mai brațele. Ai foarte multe produse cu Panda, șosete, tricouri. Știi ce amuzant e ăsta, Star Panda, de la Starbucks. Au făcut un Star Panda Yokohama. Sticăre cu Panda, v-am zis că avem de toate cu Panda. Breloc cu Panda.
Și am găsit al doilea templu. Imediat ne apropiem și îl vedem mai bine. Din nou foarte colorat. M-am îndrăgostit, îmi doresc tare mult să ajung în China. Noroc cu acest cartier chinezesc, nu? Și uite și un magazin cu panda. Ce de panda! Poarta asta e tare frumoasă. Din nou cu multe detalii, cu dragoni, cu valuri. Și Mira a găsit un panda mare, mare, mai mare decât ea. Și pune mâna pe el și spune, e fierbinte. Și în sfârșit mergem să mâncăm. Marea problemă e că nu prea știm unde să ne oprim. Sunt atât de multe restaurante, atât de multe opțiuni. Ce e aia? A, e 4.000 de ieni. Filet de rechin? Din aripa unui rechin? Se mănâncă? Nu știa. E un naș mâncare rechin. Nu știu voi dacă ați încerca. O să ne comandăm de aici. Nu ne oprim la un restaurant pentru că nu ne este chiar atât de foame. Dar putem mânca înăuntru, ceea ce este bine. Ne mai ferim și noi puțin de soare. Hai să încercăm găluștele. Astea sunt prăjite. Trebuie să o desfac Mirei pentru că este foarte fierbinte în interior. Sunt foarte suculente. Așa arată momentul în care o desfaci. Taiga zice că e foarte bună, eu încă n-am încercat. Hai că i-am tăiat aici, nu prea mă descurc să tai cu chopsticks, așa cât pot și eu. Mira, nu prea mai are răbdare, așteaptă puțin, da, aici și tu chopsticks, doar pentru tine. Trebuie să mănânci ușurel, mami, că e foarte fierbinte, da? Și să încerc și eu. Punem în sos, da, și eu pun în sos. Aceea punem aici și încercăm. Și astea sunt găluștele fierte, rețeta originală chinezească. Iar atunci când le mănânci, trebuie să faci o gaură pentru a scoate toată supa din interior, pentru că altfel riști să nu-ți mai simți limba, să o pierzi. Scoți supa din interior. În principiu, ți se oferă și o lingură specială pentru a păstra supa în acea lingură, pentru că supa o poți bea la sfârșit sau în timp ce mănânci, puțin mai târziu, după ce se mai rățește și este foarte bună. Ok, am scos supa, apoi o întind puțin în sos și mănânc. Atât de simplu. E foarte bun. Iar atunci când ajungi într-un cartier chinezesc, dacă vrei să te bucuri de mâncarea lor, ai două opțiuni. Fie mergi la un restaurant, te așezi la o masă rotundă și comanzi cât un pic din toate, porțiile sunt foarte mari și din câte țin eu minte, dacă am citit bine, este politicos să lași mâncare în farfurie. Cel puțin la chinezi, așa se practică, nu trebuie să mănânci tot. Comanzi din toate, mănânci pe săturate, iar apoi lași în farfurie și ăsta e semn de respect. Și ideea ar fi simplă, lași mâncare în farfurie pentru a-i arăta gazdei că te-ai săturat și te-ai bucurat de mâncare. Dacă mănânci tot din farfurie, atunci îi spui gazdei că mâncarea nu a fost suficientă și de aceea este politicos să lași mâncare în farfurie. Asta așa pe scurt, ca să înțelegeți mai bine. Și a doua opțiune ar fi să te bucuri de această mâncare de stradă. Pur și simplu cumperi gustări și încerci un pic din toate. Ai grijă, mamei, că e supa asta foarte fierbinte. Trebuie să-i tai și Mirei o bucățică. Trebuie să aștepți un pic, mamei, că e fierbinte tare. Și mai multă mâncare de stradă și mai multe găluște umplute cu carne. Sunt tare bune. Și așa arată, zici că ne-au dat un burger în caserola asta, dar nu, avem o super gălușcă care este suculentă și apetisantă. Uitați cât de bine arată. Partea asta pufoasă e ca un fel de miez de pâine și imediat ajungem și la carne, dar trebuie să mănânc încet că e foarte fierbinte. Bun rău. Eu știu. Un alt magazin de suveniruri plin de panda. Avem panda peste tot. Se mândresc tare mult chinezii cu panda.
Îl avem pe domnul Panda în Yokohama, pentru că acum ne aflăm în Yokohama. E și acolo un alt panda de care s-a îndrăgostit Mira. Și Bruce Lee, nunciac din cauciuc. Uite-l acolo pe Bruce Lee, da. Alte mici jucării, purceluși, norocoși. Și uite Kit Kat, ediție limitată în Yokohama, tartă de brânză cu căpșune. Și mai multe costume tradiționale, de la 4.000 de yen la 7.000 de yen. Iar aici am dat peste Dita mai Daiso-ul, dar nu cred că au ceva special, cred că au aceleași produse ca peste tot. Din păcate nu au nimic special, e doar un magazin Daiso, un magazin 100 de yen normal, așa că plecăm. Și că găluștele de aici ar fi numărul 1 în lume și bineînțeles că o să ne oprim să mai încercăm încă o serie. O variantă mică la 4 lei, Mikuman e în japoneză, dar uite chiar nu știu cum să-i zic în română, eu i-am zis gălușcă, dacă voi știți cum să-i spun, să mă învățați și pe mine. Și ăsta este obiectul care blochează strada și anunță că este o zonă doar pentru pietoni. Noi acum ieșim din această zonă, dar voiam să vă arăt dragonii. Cred că m-am îndrăgostit de dragoni. Și fix în spate avem o altă clădire foarte colorată, foarte faină. Hai că am intrat într-o zonă în care n-am fost până acum. Aici avem și mai multe suveniruri. Poți cumpăra așa găluște de jucărie. Aș vă că au reduceri, 50%. Au și aici un magazin cu produse din Hawaii. Am văzut și produse indiene. Aloha, aloha! Mie îmi plac produsele din Hawaii de mor! Și uitați și intrarea acestui magazin. Mi-a pus un zâmbet pe buze instant. Vlogul nostru de astăzi. Noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Să-mi spuneți cum vi s-a părut cartierul chinezesc. Și data viitoare, bine, mai mult ca sigur, data viitoare când o să ne întoarcem în Japonia, vreau să ajungem și în cartierul corean. Gata, v-am pupăcit, să aveți o zi minunată. Noi ne revedem data viitoare. Nu uitați de like, subscribe, un follow pe Instagram. Știți voi poezia de la sfârșit. V-am pupăcit, pa!